vestea momentului despre Mircea Badea. Anunțul făcut în direct la Antena 3 e îngrozitor să. A apărut o nouă meserie în România. Prezentatorul TV Mircea Badea și-a spus părerea despre aceasta și totodată a tras o concluzie despre societatea de astăzi. În România a apărut o nouă meserie și anume de narator de cărți. Astfel, cărțile sunt disponibile și în format audio, pentru cei care doresc să le parcurgă mai ușor. Cărțile sunt citite de către actori, jurnaliști sau bloggeri, pentru cei care nu pot pot face acest lucru sau pur și simplu nu au suficient timp. Un povestitor de audiobucuri poate câștiga între 200 și 500 de euro pentru fiecare carte citită, în funcție de notorietatea sa și, bineînțeles, de complexitatea cărții în cauză. Mircea Badea a vorbit despre apariția acestei noi meserii. Acesta consideră că oamenii care aleg să asculte cărți, când le pot citi, preferă confortul. Prezentatorul a citit un articol publicat într-un ziar, în care se precizează că numărul oamenilor care ascultă cărțile a crescut considerabil. Jurnalul Național zice: Numărul celor care nu mai citesc cărți, ci le ascultă, a crescut până când a justificat înregistrarea de audiobucuri în limba română. Pentru că cititul e greu la om, dar ascultatul e ușor. Cititul presupune un efort inclusiv vizual, ascultatul e mai comod. Cu toții suntem înnebuniți după confort. Știți ce mi-aș dori eu, dacă tot vorbim despre noua meserie, asta de a citi cărți astfel încât să te audă unii care nu au chef să citească și de aia citești tu pentru ei. Am vorbit la Alexandria cu copila și e îngrozitor să recitei Minescu. E un mare de serviciu pe care îl fac recitatorii lui Minescu, a spus acesta în cadrul emisiunii sale.